poate fi modificat de nimeni și de nimic, decât dacă vrei tu. Dacă tu începi să crezi că ești prost, păi normal că și genonul tău se modifică. Și o să-ți iasă copii mai tâmpiți ca tine. Putin nu e prost. Și are și sfătuitori buni. Bine, are o ambiție, are o ambla lui să intre în istorie precum Stalin. Aici greșește. Stalin a intrat în istorie călcând pe cadavre. Acum, reîntorcându-mă, că tot el vine și îi spune Putin, păi stai... Că unul fără de celălalt... Vezi, fii atent, vezi că ai intuitul. Când ți-am spus eu că ești inteligent, îl distrugem pe dracu, da? Că e dracu. Păi ăsta, ce mai e? Care mai e rolul? Nu mai e nici bun. Nu mai e. Da. Că nu mai are termen de comparație. Salutări, oameni frumoși, bine ați venit la un, nu la un nou episod, la al doilea episod în care l-am ca și invitat pe omul străzii Ioan. Vom dezbate multe teme interesante, dar înainte să începem, am rugămintea la voi să dați subscribe, să vorbiți cu prietenii voștri, neamuri, mătuși, veri, tineri în special, oameni care au nevoie de realitate. Vedeți bine că trăim într-o lume în care ne este din ce în ce mai greu să diferențiem binele de rău, adevărul de fals. Eu mi-am propus să cresc acest canal prin oameni simpli supraviețuitori care au realmente ceva de transmis. Fără măști, fără falsitate. Nu aveți nimic de câștigat. Fiți voi, trăiți pentru voi. Domnule Ioan, iată-ne la al doilea episod. Oamenii consumă și apreciază ceea ce transmiteți. Da, și dacă îmi permiți ca o completare la ce ai spus tu, Toffler spunea acum mulți ani că la un moment dat tot globul va ajunge ca o comună, adică să se cunoască fiecare cu fiecare. Și iată că, într-adevăr, tehnica modernă ne creează această posibilitate. Da, bun. E adevăr. Vreau să încep puternic, în forță. Știți că sunt direct. Ce părere aveți despre președintele României, Iohannis? Mi-am expus-o, e publică. Spuneți-mi și mie. Vă spun cu cea mai mare plăcere. Care ar fi mesajul? Apropo de cartea domniei sale, că trebuie să-i zic așa, că încă e președintele nostru, că l-au votat fraierii. Îmi cer scuze, dar fraierii l-au votat, că eu nu l-am votat. Pas cu pas a reușit să creeze o imagine falsă, așa numit termen predictibil. Și eu l-am întrebat pe domnul Gușe, care să... îmi cer scuze, dar să cacă pe el. Dar așa e, care a fost trimis de cineva să-i propună lui Iohannis să candideze la președinție, l-am întrebat cine te-a trimis. Și mi-a zis cineva, domne, crezi că o să răspundă? Și am zis, nu, sunt convins că nu o să-mi răspundă. Dar asta dovedește că Gușe, eu minte sclipitoare, dar e un sclav. Al cui? Al serviciilor. Nu e normal. Rusești sau americani? Păi gurilelele le învinuiesc că am mers nu la două capete, aș putea spune la trei capete. Dar aș putea spune că în ziua de azi e la modă. Toată lumea se vinde ca să trăiască mai bine, să mănânce mai mult. Mă înțelegi? Și de-aia se îngrașe ca porci și devin porci, ca în ferma animalelor. Răstoarnă borcanele de dulceață. Asta se întâmplă cu... Bun, să spunem acum că în față, aici... îl aveți pe domnul Iohannis. Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru el? Mesaj sincer. Să-și dea demisia. Ce l-ar spune? Păi de dacă ce? El a recunoscut că suntem un stat eșuat, al cui merit e al meu? Păi dacă el ne numește stat eșuat, atunci el care e în fruntea statului, cum se numește? Hai să fim sinceri, ce dracu o dăm după ce? Orice om integru spunea, dom'le, îmi dau demisia. Nu să-l dăm noi jos. Bun. În această perioadă,
că oamenii așa sunt, au tendința să aparțină de un grup și să creeze fel și fel de dușmănii, războaie. Din păcate, cred că avem chestia asta în ADN. Păi și sunt întreținute. Categoric. Acum, disputa, ca și cu toată treaba vaccinului și al virusului și așa mai departe, noi ne-am împărțit, ne-am divizat și fiecare își apăra propria părere. Acum, disputa ar fi între, din ce am observat eu, între Biden și Putin. Descriem și spunem cum îl vezi tu pe Putin ca și președinte. Îl vezi acel dictator, îl compari cu Hitler? Eu am, culmea, am postat și pe Facebook chestia asta și am văzut, am spus că îl văd ca un fel de Ceaușescu, dar care a un noroc și are o turmă mai mare. Adică mai multă putere. Păi normal, ai ei mai mult, ai mai mult profit, ai mai mult beneficiu. Ia mai prostit și pe ăștia, că toată lumea, apropo de ego, superego, toată lumea vrea superego. Păi superego în industrie e gazul, e petrolul. El a vândut, mă întâlnesc, și a vândut rezervele și a subjugat. Au devenit, că își spune mie Germania, că e independentă. Și e dependentă 40% de gazul rusesc. Unde dracu' e independența? Că eu nu înțeleg, ori sunt prost, ori ei sunt mincinoși. Unde e independența? Dacă ești dependent de cineva, nu ești independent. Au venit americanii cu altă șustă, dar știi de când e chestia asta cu petrolul lichefiat, bla bla bla, de când s-a terminat cu războiul din Irak. Că le-a scos toți oamenii ochii că au făcut războiul ca să ia petrol de la Kuwait. Și pe undeva așa și e. Și atunci au băgat nu știu câte miliarde în cercetare să găsească o nouă sursă de energie neconvențională care să înlocuiască petrolul. Și au găsit chestia aia cu gazul fracturat, o nebunie. Știi că tot, mă înțelegi, ară ca porcul pe pământ ca să obțină, în fine. Nu, asta nu e, asta e o soluție de compromis. Da, dintr-o soluție de compromis, ei cu trusturile lor, cu vrea să, domeni, nu mai luați de la ruși, luați de la noi. Și uite cum, de fapt, tot războiul, de fapt, e pe economie. Ia porumbul Nacoceanu, pe piețe de desfacere, uite, eu am un prieten, un medic. Și îi spun, dom'le, uite ce face Australia, dom'le, uite, chinezii vor să se extindă pe acolo, bla, bla, bla. Și îi spune domnul doctor la 85 de ani, ce am la soția, că am fost cu vreo 10 ani la fica mea acolo, și zice, chinezii erau peste tot și atunci. Apropo, fica acestui domn doctor a fost aleasă de curând deputată de Sydney, în Australia. Dacă rămânea în România, era o post. Că a făcut ASEU, e contabile. Australia nu i-a recunoscut diploma, că Australia nu recunoaște diplomele la nimeni, nici pe engleză. Asta da, așa e, dar să revenim. Este Putin un Hitler, cum îl percep mulți români? Este el cel rău pentru că a dat curs și a început acest război cu ucrainienii? Apropo de Hitler și de Putin și de așa. Nici Hitler era un fanatic, un diliu, dar asta-i vroia poporul, pentru că datorită primului război mondial, Germania fusese scoasă, se vânduse pe 100 de ani, ce, și mai mult, nu mai scoteau niciodată. Singura soluție de a ieși din impasul ăla era să iar să le declară război la toată lumea. Și atunci Krupp, care era cel mai mare industriaș, l-a finanțat să-și creeze Partidul Naționalist. Mă înțelegi? Hitler, cum era și el fanatic și mai că și scuipa în discuții, mă înțelegi? Nemților le convenea, zicea, uite, ăsta e Mesia, ăsta e liderul. Ne salvează. Din ce să-i scot? Din căcat? I-a scos din căcatul ăsta și i-a băgat într-un căcat și mai mare. Ăsta e. Da, dar asta vreau să zic, că mulți îl văd pe Putin ca pe acel dictator care a început un război cu ucrainienii. Dumnezeu, tu cum îl vezi? Zi-mi părerea ta sinceră despre. Se exagerează și Putin a recunoscut în interviurile lui că el nu face ceea ce vrea, face ceea ce vrea poporul. Poporul s-a învățat cât a fost Uniunea Sovietică babană și sugea de la toată lumea, avea nu știu câte state satelit, care munceau, care tributau, și ei trăiau ca plantele alea care n-au hrănire autotrofă, au hrănire heterotrofă, adică trăiau pe spinarea satelicilor, adică a țărilor vasale.
A venit Gorbaciov și a zis, dom'le, nu mai rezistăm așa, bam, 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 mă înțelegi? Au făcut înțelegerea cu americanii, ofițerii superiori, la Potsdam și au zis, dom'le, cedăm tot fostul caier, fostul așa, mă înțelegi? Deci oamenii politici n-au făcut nimic decât au speculat faptul că ăia s-au retras. Și au venit și s-au bătut cu cărămida în piept că noi am câștigat independența, a câștigat tot la ei, n-a câștigat nimic, ăsta e praf în ochi. Pentru că am trecut de la unul, de la un țânțar, la unul și mai la cum. Sau dacă are o altă ideologie. Nu e ca rusul, Dândaltă și Ciocan, războaia, nu e ca Petru I, dă-le războinicilor băutură să-i batem pe toți. Mă înțelegi? Ăștia sunt cu brazeala, cu mangleala, cu excrocăria, cu prosteala. Cu... Uite-te un exemplu. Trump îi cere acolo Putin să spună tot ceea ce știe de fiul lui Biden. Pentru că interesul lui Biden e să-l sape lui Trump și să-l sape pe Biden să recâștige ca să recâștige și el încă un mandat. Mă înțelegi? Deci aș putea spune că e aproape război ideologic și în America, pentru că și Trump are tabăra lui. Bun, cum sunt americanii? De-a lungul istoriei cumva... Dom'le, americanii de rând și rușii de rând sunt ok. Problema e cu clasa de mijloc. Clasa de mijloc, în dorința de a ajunge în vârful piramidei, îi pupă în cur și gândește pentru aia care au banul. Că nu aia care au banul sunt deștepți, ci ăștia le dă ponturi. Uite așa, uite cum mi-a dat și mie pontul cineva, că am eu damblaua mea să-mi cumpăr o pereche de blugi Lee. Și mi-a zis, du-te, fraiere, că... Și am găsit într-adevăr blugi Lee, paralel, cum îmi plac mie, că nu pot tisar, că nu mai am vârsta să polițar, să-mi arăt bulanele. Și am găsit cu 190, îmi convine. Dar acum am ajuns disperat de viață. Pentru că, văzându-te și pe tine în groapă, nu mai poți să-ți mai cer 200 ca să cumpăr blugi, că i-am mai cere și transportul. Înțelegi? Și mai trebuie să mai era puțin, că am eu damblaua mea să port blugi de văcar, că blugii sunt pantaloni de văcar. Am înțeles, dar ce vreau? Eu vreau să fim cât mai corecți și cât mai imparțiali și să ieșim din tot ce înseamnă mass media și făcături și chestii create. Și acum vă întreb așa, asta este Rusia, bun? Și aici avem America, cumva. Da. Bun. Este vinovat Putin pentru că s-a aprins în momentul în care americanii, care de-a lungul istoriei au folosit bomba nucleară, au creat fel și fel de războaie și acum s-au folosit americanii de tot ceea ce înseamnă NATO, UE, fel și fel de tratate semnate în trecut și au venit cu sisteme de apărare. Practic au încercuit Rusia. Acum s-a ajuns la Ucraina, care era cumva o zonă de tampon. Este vinovat Putin pentru că a inventat acest război nevrând și nepermițând să fie înconjurat de sisteme de apărare impuse de către americani? Cumva americanii la nivel mondial s-au folosit de televiziuni și așa mai departe ca să-și creeze o imagine de apărători? Războiul ăsta, ca să fiu sincer, războiul ăsta a început acum 10 ani. Și am să te explic și de ce a început acum 10 ani. Înțelegi? Putin nu e prost și are și sfătuitori buni. Bine, are o ambiție, are o ambla lui să intre în istorie precum Stalin. Aici greșește. Stalin a intrat în istorie călcând pe cadavre. Acum, reîntorcându-mă, că tot el vine și îi spune Putin, păi stai puțin că numai America a aruncat o bombă la Hiroshima și la Nagasaki, noi n-am făcut-o. Dar el știe foarte bine că ei când au experimentat prima bombă atomică la ei, într-un deșert acolo, Stalin a trimis o companie să mărșăluiască la câteva ore după explozie și aia toți au curățat. Deci el a încercat efectele bombei pe poporul lui, asta a făcut Stalin. Americanii au făcut și asta la Los Alamos, dar a îndepărtat toată lumea, au creat puțină lume, au creat sate întregi și orașe întregi ca să vadă efectul. Au pus-o în vârf unei sonde și au constatat că metalul se topise și ajunsese la câțiva metri în pământ. Deci, dom'le, v-am mai spus, toată mitologia populară împarte în zmeu și în balaur. Nu e adevărat, nu e chiar așa, nici zmeul nu e chiar așa tâmpit.
Uite, o să vi se pare curios, nu sunt de acord, cum spuneai într-o discuție anterioară, cu fraierii care își bat nevestele. Păi nici un zmeu nu își bătea nevasta. Dar o ținea închisă într-o colivie, trebuia să fie haleala nici caldă, nici rece când vine, în fine. O pedepsea altfel, psihic. Pe când, da, pe când făt frumos, e un gulan ca și mine, care zboară din floare în floare, care, mă înțelegi, care vrea să fie liber. Să trăiască. Hai să vă dau un alt exemplu, apropo de gândirea liniară, gândirea în plan și gândirea în spațiu. Luați viermele de mătase. Viermele de mătase se naște, da? Din nou, alea sunt vierme de mătase. El tot halește, tot halește, tot halește, și în final începe să toarcă un fir și își creează un cocon. E așa, așa face și individul. Își creează propriul lui cocon, propria lui rețea de gânduri. Dar rețeaua gândurilor lui e ce a spus mama, tata, sunt o serie întreagă de chestii care îl închide. Îl închide. E, ca să poți să devină butterfly, de să devină fluture, el trebuie să spargă acest plafon. Mă întâlnesc și atunci devine. Dar noi, ca să obținem firul, îi băgăm în apă fiartă, îi omorâm pe fraier și scotem firul, nu? Culmea, asta a descoperit o pușoaică la vreo 14 ani. În fine, da, să mă reîntorc la chestia asta. Există chiar o carte, Rețeaua gândurilor. Noi ne-am înconjurat de prejudecăți. Nu că aia nu putem să facem, aia nu putem să facem. Toată lumea zice, dom'le, suntem creația divinității. Vin alții și spun, nu, că suntem creația unor extraterestri. Vă spun eu care e adevărul. Eu cu 8 clase vă spun, genul uman nu poate fi modificat de nimeni și de nimic, decât dacă vrei tu. Dacă tu începi să crezi că ești prost, păi normal că și genonul tău se modifică. Și o să-ți iasă copii mai tâmpiți ca tine. Nu e glumă. Da, nu, așa e. Uite, să vă dau un alt exemplu. Apropo de naționalismul ăsta de rahat. Iar mi-e frică că o să am și eu probleme pentru chestia asta. Eu am un copil. Până la 18 ani a luat vreo 17 medalii de aur în Iugoslavia, la arte marțiale. Și când s-a dus odată în Germania, a luat medalia de bronz. Nu m-am ofticat, nu m-am supărat. Dar la un moment dat am simțit și eu nevoia să-l întreb, bă, dar poți să-mi explici și mie de ce dracu ai luat aici bronzul după 17 medalii de aur? Ce spun, tati? Mă luptam tot cu un iugoslav, pe care îl bătusem până atunci de vreo 15 ori. Și a venit toți, antrenorul, toată lumea a venit la mine și a zis, lasă-te în frânt. Și, într-adevăr, nu era țara mea, dar mă băgase în facultate, am făcut facultate de educație fizică. Deci a făcut un compromis. Și am zis, hai să fie și un lup mâncă de oaie. Și l-am felicitat. Zic, nu, fraiere, că îți făceai viața un calvar. Da, l-am felicitat pe copilul meu că n-a vrut să câștige. Da, e ce e de, nu e nimic de, își făcea viața un calvar. Da, da, și așa, și în final, a plecat din țară în Austria. Și înfrângerea face parte din viață, n-ar trebui să fugim de ea. Bun. Păi așa cum spuneam, suferința e o formă de informație. Îți spune, băi, așa să nu faci. Uite, eu, spre exemplu, am spus și pe Facebook, dom'le, eu nu sunt formator de opinii. Opiniile sunt ale voastre. Eu vreau să vă dau și dălea, și dălea, și dălea, și dălea. Voi alegeți. Nu încercați să faceți ce fac eu, că nu veți reuși. Uite, apropo, de ce sunt eu un bun orator? Păi din școală, din școală, la fiecare an, la serbarea de sfârșit de an, venea directorul școlii sau cine venea, la un moment dat venea chiar dușmanul familiei mele. Oltene, tu prezinti serbarea de sfârșit de an, tu spui poezie, tu joci teatru, tu faci aia, le făceam pe toate. Și îmi dădea ce să spun și nu respectam. Și de fiecare dată mi-a trăgea atenția, n-ai respectat. Și îi spuneam simplu, și știi ceva? A ieșit rău? Nici nu, a ieșit bine. Păi și dacă nu-ți convine, la anul nu mă mai pune. Și tot mă punea. Deci eu sunt obișnuit. Da, pentru că îți cunoștea valoarea. Dar stai că... Dar nu vrea să recunoască fraierul. Așa e. Hai să revenim un pic în partea asta a războiului, că oamenii sunt foarte panicați. Ce părere ai despre China în acest război? Cum China stă China? La pândă. China stă la pândă. Când doi se bat, al treilea câștigă. De-aia NATO nu are voie să intre în joc. Totul e o provocare. Care pe care? Ăsta e un joc psihologic la care majoritatea oamenilor naivi pun botul și
participă. Băi, să asculte dracului de Eminescu. Tu așează-te deoparte regăsindu-te pe tine și înțelegi din a lor artă ce e rău și ce e bine. Uite, hai să fac o paranteză, dar are legătură tu cu asta. Vine o fină de-a mea din Belgia, tăia un tip acolo și în fine. Te-l întrebă la un moment dat, French în față, bă, bă, dar tu ce învârți, ce faci? Și zice, Dumnezeu, sperii lumea. Bă, zic, stai așa, cum sperii lumea? Păi ce reprezintă o firmă japoneză care vinde camere de luat vederi, alarme, bla, 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 și ca să se vândă chestiile, trebuie să-i sperii pe plăie. Nu? Plătește infractori să spargă o dată de două și tot pe stradă? Nu, da, n-am mers până acolo. Dar îi spag, dumne, dacă vine un terorist, dacă vine așa, un terorist. Și vreau să spun că dacă citeau, vedeau că americanii au recunoscut cu 911, așa, ei n-au reușit să oprească nimic, doar au reușit să contabilizeze infracțiunile. Hai să fim sincer. Bun, dar cum vezi acum? Cum vezi tu că o să se termine? Ucraina va intra în NATO? Va rămâne neutră? Cum vezi tu? E complicat. De ce e complicat? Pentru că, fii atent, la fel cum există trei operații matematice, adunare, înmulțire și ridicare la putere, așa există și trei categorii de indivizi. Deci, ne întoarcem iar la fluture. Prima dată gândești liniar. Adică ai un scop, să mănânci, să mă fac mare ca tata, să... Da. Bun. Asta e gândirea liniară. Ai un scop, dar termenii de comparație te iei din jur, de la părinți, de la vecini, societate, sistem. Bun, de la șmecherul cartierului, de la cine vrei tu. Bun, în momentul în care ajungi în adolescență, vezi că nu mai e așa. Și începi să gândești în plan, deci mai bagi și... Se amestecă liniarul cu... Bun, și acum încerci să faci o strategie. Dar și asta e, depinde cum te plasezi social și în funcție de capacitățile tale, în funcție de ceea ce vrea societatea, pentru că am spus-o și repet, în ziua de azi, proștii sunt la putere și excrocii. Să faci comerț cu iluzii. Conducătorii sunt niște marionete al lor, un interese financiare. Categoric. Banul conduce omenirea. Mereu a fost... Păi nu e corect, pentru că nu banul ne face pe noi, noi îl facem pe el. Asta așa e. Dar ne facem idol fals, nu spunea Eminescu, las-o dracului, ca să cunoști valoarea unui popor, vezi ce idol își alege. Așa e, dar spune-mi, cum vezi tu? Cum vezi tu că se va termina? Ucraina va deveni o țară neutră și nu va adera sau va adera? Păi deja o scaldă. Deja o scaldă. Ucraina deja o scaldă. Cum nu vezi e nici în car, nici în căruță. Pe Zelenski îl vezi ca pe un erou, ceea ce se mediatizează? Nu, domnule, e un erou al împrejurărilor. Deci el nu e un om ca toți oamenii, dar care, făcând și puțin actorie, și cunoscând și cum e cu băiatul bun și cu băiatul rău în filme, că și aici ai tot comerț cu iluzii, fiind înconjurat și niște oameni care îi mai dau niște păreri și mă înțelegi, și-a creat o imagine pe care și-a creat-o. Chiar citeam și pe Facebook că Putin a reușit să-și creeze cea mai urâtă imagine. Dar nu e în totalitate vina lui. E și vina interpretărilor. Hai și vă dau un alt exemplu. Când s-a spart Uniunea Sovietică, Ucraina s-a trezit că era țara care avea cele mai multe ogive nucleare. Da. Era cea mai mare putere nucleară. Și atunci și a cerut, și au cerut să fie primiți la țara, la masa bogaților, adică la deținătorii de bombe atomice. Și Occidentul, care azi ia în brațe pe ei, a zis nu, că nu sunt ale voastre. Revenind la oile noastre, ca să fim sinceri, deci Ucraina s-a trezit că pe teritoriul lor aveau cele mai multe ogive nucleare. De ce? Nu știu din ce motive, că nu mai pot să le întreb pe Stalin. S-au hotărât ca acolo să facă depozite de rachete. O să vi se pară curios. Ei au moștenit și niște fabrici de motoare purtătoare de ogive. Fostele SS, mă înțeleg, și chiar erau specialiști din asta. Din informațiile mele, deci Occidentul nu le-a permis, nu le-a mai permis să se declare că sunt deținători ai armelor nucleare, pentru că nu erau ale lor.
Era la poștă și s-au trezit în curte cu ele, ca și cum i-aș fura ceva și le arunc la fraierii în curte să nu mă prindă poliția și ăla ce nu e al meu. Lasă-mă că nu e chiar așa. Atunci ei au făcut o afacere frumoasă. Au vândut, au dezamorsat, au vândut uraniu, americanii l-au luat, le-au plătit așa, l-au vândut pe partea altă mai scump. Interese de ale mele, eu am aflat pe surse, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar au vândut și schema motoarelor lui Kim Il-wan. Kim Il-wan dintr-o dată s-a trezit că din rachete care plecau de aici și până la vecin, au început să facă rachete care se duc până mai departe, știi? Păi nu, cineva i-a vândut o soluție. Gurilele le spun că intermediar ar fi fost tot americanii ca să iasă un ban. De ce cred asta? Pentru că americanii au cumpărat Baikonur-ul. Dar l-au cumpărat. În sensul că rușii n-au mai putut să-l reutilizeze și așa, și de fapt nu l-au cumpărat, l-au cesionat pentru, nu știu, 100 de ani sau bla bla bla. Nu mai făceau față tehnic, nu mai aveau bani. Dar statul american l-a vândut unor particulari și a câștigat iar vreo câteva miliarde. Cum din tot ce am auzit eu și nu mă pricep la politică cât de cât, așa în mare, americanii și-au băgat coada tot timpul peste tot, în toată istoria. Da, da, păi și de ce? Ei, Ucraina, Zelenski, cumva a ajuns la masa americanilor și ăsta a fost un scenariu, un scenariu în care americanii sunt în spatele lui Zelenski și ei au creat această imagine de erou? Nu sunt, uite, eu nu știu, zic, vă întreb. Ce se pară curios, eu nu cred că numai americanii sunt în spatele lui. Și am să-i spun și de ce. Și nici nu judec pe americani că au făcut ce au făcut. Dacă e loc, îți mai aduce aminte că a zis o PSD, nu, o pedistă, a zis în Parlament. Ce-o cu mica, cu noi suntem la putere. Deci, așa fac și ei. Deci în momentul în care s-a spart Uniunea Sovietică, americanii erau și tâmpiți dacă nu profitau de oportunitatea asta. Dar acum s-a... E și orgoliul muzicului rus. Că vezi, uite, citeam acum, că acum Putin e iubit de 85%. Asta m-au zis și eu, de 85%. Păi mai mult decât l-au deci votat. Deci nu i-a scăzut popularitatea. De ce? Pentru că și rușii nu vor să fie în pio a doua. Ce stai, dumne, cândva eram și noi șmechi, eram, da, clar, eram bara-bara. Au un ADN chestia asta. Dar, Ucraina va rămâne neutră sau va adera în NATO? Cum vezi nu, tu? Nu, va face un compromis. Care da, promite că nu se nu mai are treabă cu NATO și ăsta ca să iasă bazma curată o să o lase așa, dacă nu cumva de undeva de sus chestia asta a fost regizată mai de mult. Hai să-ți dau un alt exemplu. Într-o zi mă întâlnesc cu cineva, nu vreau să spun, oricum cu funcție înaltă, bla bla bla, și îmi spune la un moment dat, uite domnul Olteanu ce am aflat și eu. Ce ai aflat, domne? Că oameni foarte bogați din America, care au profitat de liberalismul american și și-au făcut averi incomensurabile, au cocheteze cu China. Adică le dau la aia bani, așa am înțeles, ca statul chinez să ia supremația Americii din punct de vedere economic și ei să câștige de acolo. Și mă apuc și eu, mă înțelegi, fac pe ignorantul, pe tâmpitul și postez pe Facebook, pe Pirat TV, că de-aia m-am făcut pirat, că eu de fapt sunt haiduc, nu sunt pirat, dar pentru că piratez, mă înțelegi, am zis Pirat TV. Și pun pe pirat, din jos, așa, bă, demne de toată încrederea, uite, bla, 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 ce zic, și mă trezesc ca, și mă culc. Și mă trezesc ca a doua dimineață, zi de dimineață, că trimite Facebook o postare pentru tine. Bam, că eu postesc asta cu Facebook-ul și iubesc pentru chestia asta. Ce spuneam eu? Spunea un senator american în Senatul american. Dar cu 24 de ore înaintea mea. Înțelegi? Deci Facebook n-a făcut altceva decât să-mi confirme tot ceea ce îmi spusese sursa. Deci, doamne, jocurile sunt foarte complicate. Dacă aș citi Ferma Animalelor, o să vedeți că și acolo a fost un scandal. Când scriitorul ăsta spaniol a scris cartea asta, Ferma Animalelor, și a vrut să o editeze, s-au trezit că au venit serviciile secrete peste el și au zis, dom'le, te rugăm frumos, mai amână un an, pentru că nu vrem să punem paie pe foc
Că știm noi cine sport și eu să se simtă. Și iar declanșăm scandal diplomatic, bla 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 bla. Că dacă citesc Biblia, în ziua 8-a sau a 9-a, Dumnezeu vorbește la plural și spune despre Adam, uite că a ajuns Adam precum noi. Mai citiți? De... Și atunci, de ce a murit fraierul? De ce au pus botul mulțimea? Încă o chestie, eu sunt supărat pe intelectuali. Toți se dau intelectuali, dar toți vor tirani. Oameni de ăștia se conducă cu japca, unde dracu mai e libertatea? Pentru că ei trăiesc cu impresia că ei o să fie protejați și când ăla tiran nu mai are pe cine să bată, o să-i bată și pe ei. Mă înțelegi? Asta nu înțeleg. Toate femeile și-au soți mecher, mardoi. Și când ăla nu mai are pe cine să bată, îi mai dă și ei doi pumni în bot că n-a făcut păi suma bună. Ce spuneam eu, agresivitatea și atunci, cu care... Și atunci vine și spune ea, de ce eu? Păi alegerea a fost tata. Bun. Și apropo, de ce spune popa în biserică, eu sunt robul lui Dumnezeu și roba lui Dumnezeu? Păi Dumnezeu de-aia ne-a creat să fim robi. Păi înseamnă că noi ne supunem unui Dumnezeu care e ticălos, ne-a prostit. Nu e adevărat. Stați, Nea Ioane, că intrăm și pe religie. Stați să revenim aici la războiul cu Ucraina. Bun, deci... cum vezi viitorul lui Putin? Va rămâne un dictator la conducere sau va fi asasinat? Știi ceva? Încă nu s-au hotărât nici cei care sunt la putere. Pentru că le e frică. Le e frică că dacă îl omoară ei, îl vor transforma într-un martir. Și atunci, de fapt, bagă paie pe foc să-l omoare ruși. Și atunci zice că, vezi, Doamne, nu noi am făcut-o, adică e ca cu pont în Pilat. Dom'le, nu-l omorâm noi, nu-l judec, judecați-l voi. Dar cum vezi tu că se va întâmpla? Va fi judecat de către popor, dom'le, deși 80% din populație l-apreciază. 85%. Știam de 80, da? Bine, e posibil să mai fură ea câteva procente. Știi vorba lui Stalin, e important ce nu mă pot urmă. Așa e, dar categoric el nu va mai putea reveni la imaginea de dinainte. Toate embargourile acestea nu cred că vor dispărea, nu? Sau... Dom'le, dacă se poate, dacă se vrea, se poate face orice. Dar problema e că nici ei nu sunt hotărâți. De aceea și NATO stă în banca lui, pentru că e conștient că orice intervenție a lui ar pune paie pe foc și ar fi, cum spune Freud, elementul declanșator. Mândulești? Și atunci ăla n-ar mai avea încotro și ar zice, dom'le, dacă tot e să mor eu, mă înțelegi, apasă pe buton. Și o zicem, nu? Și el alții automat apasă și ei pe buton. Și e și o nebunie. Iese cum a zis Einstein. Da, uite, foarte mulți oameni au această panică și această frică și vreau să vă pun această întrebare. Credeți că trăim timpul în care există pericolul să se ajungă la bombele nucleare? Nu, eu personal nu cred chestia asta. De ce? Pentru că ar fi sinucidere pentru toată lumea. E mult prea devreme. Eu, și eu tot la fel și simt. Pentru sărac și pentru bogat. Și așa cum am spus-o și rândul trecut, interesul bogaților nu e să ne omoare, ci să ne supună. Așa. Războiul și toate manevrele astea sunt psihologic, să ne îngenuncheze, să ne terorizeze, noi să mărească ei prețurile, să câștige mai mult, să creează numai idei false. Că planeta nu e capabilă să producă cât suntem noi. Aberații. Terminați cu prostiile astea. Bun. Uite, nici Putin, hai să mai spun o chestie, fii atent. Teluric. Deci pământul se spune că din când în când își mai schimbă polii. Mă înțelegi? E, asta se dorește acum, să se schimbe polii de conducere. Și uite că nici Putin nu e chiar atât de cretin, cum îl cred alții. Sau. Și chiar în sensul că s-a unit cu India, s-a unit cu China, s-a unit cu RSA-ul, da? Și cu un stat în America de Sud, cu Mexic, mi se pare, nu? Și vor să creeze și un fel de alianța lor, un fel de bloc, mă înțelegi, un fel da, de... Da, am văzut că chinezii nu prea le mai sunt alături, adică dacă la început le erau și se așteptau că va câștiga războiul în două zile, acum cam dau în spate. Ți-am mai spus, e cum zice Almanache, că nu era prost, e joc de glezne, derutarea adversarului. Pe mine asta mă deranjează.
pentru că folosesc tehnici militare de contrainformații pe fraierii de rând. Îmi pare rău că am spus așa. Dar asta așa, e. Așa e, dar în momentul... Uite, eu am citit, spre exemplu, că tot ți-am spus că am vândut vreo 4 ani jumate carte, am citit un manual, un tratat, scris de un major, nu de un colonel, nu din general, mă întâlnești de contrainformații care trebuia să organizeze serviciile de contrainformații după cel de-al doilea război mondial. Și vreau să spun că am rămas perplex ce trucuri simple folosesc ca să prostesc fraierii. Și, spre exemplu, una dintre soluții, vă dau așa un exemplu, e când a apărut un adevăr pe piață, da? Se presupune că eu susțin acum din prostie un adevăr. Vor veni ei și mă vor bombarda cu 700 de minciuni mai frumos chicluite și vor zice, par exemplu, am văzut un dracul, că fraierul ăla are 8 clase, de unde dracul a devenit ăla înțelept peste noapte, nu? Și eu pot să zic că nu e așa? Și stai, mă, că fraierul ăla trăiește pe stradă, doarme pe bănci, bla bla bla. Păi stai, poți să spui, poți să spui, dacă deții adevărul și e adevărul. Da, dar oamenii încep să devină susceptibili. Dom'le, stai puțin că ăla, păi e, Ioane, dar nu ăla e căzut în cap că a suferit prea mult. Și despre Putin scrie unii că a căzut în cap când era mic. Mă lăsați eu drept. Păi da, domnul Ioan, dar în momentul în care tu știi valoarea, nu trebuie să te mai justifici în fața oamenilor, că asta înseamnă că trăiești pentru ei și te afectează ceea ce spun ei. Oamenii vor spune și vor inventa răul tot timpul, mai ales atunci când ești puternic. Dom'le, uite de ce mă doare pe mine. Eu sunt pe Facebook și m-am apucat și eu în aroganța mea că îmi permit. N-am nimic de pierdut. Și am citat niște versuri de ale Eminescu și le-am dedicat unor doamne pe care le-am și nominalizat. Te rog eu, uite, recită-ne o poezie pe care tu o transmiți oamenilor. Ce simți tu? Spune o poezie, că am văzut că le spui foarte frumos și pui inimă. Mai ales la ce timpuri trăim sau... Am o poezie, Odă femeilor. Deci pentru toate doamnele și domnișoarele, omul străzii Ioan vă dedică o poezie din suflet. Zice așa. Veni vidi vici, a spus imperatorul, în templu când puse întâia zi piciorul. Dar nu știa ce știa azi și unul dintre a patra. Cădându-se învins, îl învinse Cleopatra. De aceea zic, când socotiți că ați învins femeia, nu vă culcați pe lauri, citiți Odiseea, căci poate învăța veți și tu de la femei, că învingând femeia veți fi învinși și ei. Asta-i poezia. Acum, de ce fac o trimitere? Cleopatra și-a omorât fratele. Pentru că Cezar vrea să-l pună pe frate să urege, bă, înțeleg, vasal. Și fraierul să-i facă jocurile. Ea, deci cutuma statului a Cartaginei era ca numai un vlăstar regal să fie. Și atunci ea și-a omorât fratele. Ca să fie ea. Și l-a și prostit pe Cezar. A intrat la el cu covorul, cu vlăjeala, cu mangleala, fiind și frumușică. Cezar, ca orice bărbat, în prima fază a pus botul. A pus botul. De ce să nu recunoaștem? Pentru că vroia să zică, dom'le, ea mea, o închidea într-o colivilge, nefasta mea, uite, băi. O ținea ca pe un trofeu. Deci n-avea niciun interes să o omoare. Dar Cleopatra, știind toate astea, mă înțelegi, îl vrăjește pe un general de-al lui fraier, că normal, ăsta pleacă în altă parte și îl lasă pe un general și cam îmbrligă împotriva lui Cezar. Frumos, nu? Bun. Cezar află și vine să o omoare. Cleopatra știe că n-are nimic de ales, deschide cutia Pandorei și o trăvește și moare, pentru că ei nu-i convenea să fie ținută în colivie. E același lucru pentru care Decebal și-a tăiat singur gâtul. Nu vroia, pentru că nu l-ar fi omorât, romanii nu l-ar fi omorât, s-ar fi lăudat, uite, băi, l-am luat pe cel mai bengos. Vorbesc de Decebal al nostru, că mulți îl condamnă, ce nu, dom'le, creștinești, n-ai voie să ți-ai viața. Păi de ce n-am voie să-mi iau viața? Dacă eu nu vreau să fiu sluga nimănui, de ce m-a obligat să fiu slugă? Adică, vai, Oltene, tu ai o valoare nemaipomenită, hai să ne ajuți, hai să fie... Uite, spre exemplu, în primul meu interviu, primărița Bucureștiului a spus că sunt mai deștept decât
Trei sferturi în PSD. Mi-e teamă că dacă află PSD-ul, s-ar putea să aibă și belele. Mă înțelegi? Băsescu a spus că sunt un Diogene de România. Mi se pare că s-a șters interviul. Mie, eu n-am citit, mi-a spus cineva și l-am găsit. În fine. Dar și Băsescu mi-a spus-o cu sensul că, dumnezeu, să mai câștige puțin din bazinul electoral. Și sunt convins că a scris-o un dar lui, nu el personal. Da. E o problemă și cu mine. Mulți spun, cred că sunt țignit. Nervele, nu sunt țignit, dar eu nu sunt vasal. Eu sunt suveran. Dar sunt suveran pe mine, nu pe vecinul, nu pe... Pe spate, am înțeles treaba asta. Dar ce vreau să vă întreb? Ați folosit exemplul ăsta, Cleopatra. Ce părere aveți despre... În spatele oricărui bărbat de succes stă o femeie puternică. Da, în mare parte e adevărat. Îți pot spune că e și un banca care circulă cu omul cu trabucul, cu englezul care l-a proscrit pe Stalin să-i dea România și el să ia Grecia. Ce că într-o zi, mergând cu soția lui pe stradă, soția lui l-a întâlnit pe măturător care a salutat-o și i-a răspuns la salut. Și l-am întrebat ce salut pe ăla. Pentru că e primul meu prieten. Și dacă rămâneam cu el, era azi prim-ministru. Bun, acum un alt președinte al Statelor Unite. Ajunge președinte al Statelor Unite și spune pe față tuturor, eu am ajuns președinte al Statelor Unite pentru că nevastă mea e o scorpie. Eram un avocat amărât de țară. Și apropo, e președintele care a făcut Constituția Americii. Eram un avocat, m-am râs de țară, reprezentam procese civile, litigii. Că ăla mi-a spart gardul, că ăla mi-a aruncat o piatră, căcatul. Și pentru că, dacă mă duceam acasă, începea nevastă mea, uite băi, n-avem aia pe masă și ăla are și noi n-avem și ea că ești prost, că dar n-avem. Și atunci le ceream colegilor să-mi dea cauze de ale lor. Și le făceam, le scriam ce trebuie să spună în instanță, ca să am motiv să nu mă duc acasă. Și în felul ăsta am învățat toate litigiile și în felul ăsta a început să înțeleagă totul și a făcut Constituția Statelor Unite. Deci, există un adevăr. Uite, Socrate, apropo de chestia asta, spunea, dacă vrei să fii fericit, ia-ți nevastă frumoasă. Dacă vrei să fii înțelept, ia-ți nevasta dracului. Deci, e puțin adevăr, mă înțelegi, dar iară mă reîntorc la că o să zic că nu-mi fac reclamă, dar asta e realitatea. Și eu am scris și pe Facebook, cea mai periculoasă minciune e 99% adevăr, 1% gulgută. Că ai pus botul. Și o să ți se pară curios, e ceea ce-ți convine, că fiecare ia ceea ce îi convine. Că îți spun eu, acum nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mulți zice, da, dumne, mai dăm-l pe Nea Ioncă, uite, ne place, ne așa. De ce? Pentru că le trece timpul și mai uită de nevoile lor și de amărăcinile lor. Dar după ce trece asta, zicea, bă, dă-l de cu găsela, bă, dacă vroia să ducea și muncea, dacă făci. Deci toți suntem judecători. Toți suntem judecători. Prin naștere, în primul rând. Toți vrem, Doamne Dumnezeule, dă-ne nouă mântuire. Păi de ce să-ți dea Dumnezeu, bă, dacă ți-a dat liberul arbitru, de ce să-ți dea? Ia-ți singur, dacă poți, dar ia-ți frumos. Nu cu japca, nu cu rachete, nu cu... Și am mai spus-o și rândul trecut, tot războiul ăsta e pentru protecție. Vierii spun că ne protejează, de ce ne protejează? Nu ne protejează, e comerț cu iluzii, măi, ca să ne subordonăm. Inventează 70.000 de valuri, inventează dintre sute de catarge, câte oare le vor sparge vânturile, valurile. Hai să fim cinstiți, ce dracu. Nu vezi că pe toți oamenii deștepți omenirea i-a omorât? Creau valuri. Creau valuri. Da, pentru că ce se întâmplă? Eu am avut o discuție odată cu finul meu și cu fina mea, cu vreo 15 ani, și îi spuneam, mă înțelegi, la un moment dat, zic, dă-me, da, că în toate basmele populare și străine și așa,
Vine câte un balaur de ăsta, câte un baubau și zice, dom'le, toată lumea îmi dați tribut și în fiecare an îmi dați câte o fecioară să o halesc. Da, să fie virgină. Păi zic, bă, dacă ăla vrea să o halească, de ce trebuie să fie virgină? Dați una mai grăsuță. Mai experimentată. Și problema devine gravă numai când nu mai e niciuna frumușică și trebuie să o dea pe prințesă. A? Da, din nou mă întreb. Băi, cine a scornit? Băi, au vorbit cu baubau și le-a spus baubau. N-a vorbit nimeni. Sunt femeile care se unesc. Adică aceeași problemă cu Maria Magdalena. Aia știa să facă dragoste și acaparase tot satul. Îi prostise pe toți. Mă înțelegi? Și s-au unit femeile și au vorbit între ele. Zice, băi, fraierilor, dacă nu îndepărtați pe asta, noi nu mai stăm, nu vă mai facem mâncare, nu vă mai... Și fraierii, pentru că n-au știut ce soluție să ia, s-au dus la învățătorilor, la înțelepții de atunci. Ăia bandiți știau ce spune clar. Deci, codul lui Moise spunea clar, omorâtă cu pietre. Bam. Nu? Da, ziceau, deci n-au, ei n-au vrut să le, înțelepții n-au vrut să respecte legea și a zis, duceți-vă la Iisus. De ce? Ca să-l prindă pe Iisus în clenci. Doar nu respectă legea. Și dacă Iisus le spunea, nu omorâți, ăștia spunea, stai fraiere, că ai încărcat. A, pe răul. Și atunci se duc la Iisus și Iisus zice, da, domeni, eu n-am venit să-mi calc legea. Dar adevărat spun, vă spun vouă că aveți dreptul să dați în ea cu piața toți cei care n-ați păcătuit alături de ea. Și s-a terminat bălciul. Vezi ce înseamnă să fii inteligent? Da, să eviți războiul prin vorbe. Bun. Nea Ioane, credeți că urmează o criză financiară puternică, financiară, alimentară, de orice fel? Dom'le, știi ce e interesant? O să ți se pară curios. Eu am o viață foarte ciudată. Trăiesc între agonie și extaz. Adică, când o duc prea bine, mai bine decât aș vrea eu, și când o duc mai rău decât aș vrea eu, mă înțeleg? De-aia eu nici nu mă pot îmbolnăvi de depresie. Da, o să ți se pară curios. Eu fac cum au făcut și americanii și ei fac așa. Când am în plus, Ia de aici, mai aduce aminte că eu mi-am zis de mine, dacă poți cumpăr un pachet de camel. Și prietenul tău mi-a cumpărat un pachet de camel lung, da? Ei, eu sunt damblagiu, n-am vrut să fumez cadou, l-am oferit la altcineva cadou. O să ți se pare curios, nu e damblageală? Nu, așa sunt fiecare, eu. Fiecare, da, dar credeți că va veni o criză, mai ales după pandemie, acum și treaba cu războiul, inflația care s-au pompat bani la greu. Dom'le, nu că îmi cer prea mult, dar nici eu nu pot să fac pronostic. Uite, nu, dar eu vă cer părerea mea, Ioane, da, aveți păreri. Spuneți-vă părerea. Chiar, eu îți pot spune în mare. Ia. Se spune că odată Petru l-a întrebat pe Iisus, cum mă vezi pe mine? Și Iisus i-a zis, zice, vei ajunge să nu poți să te îmbraci singur, vei ajunge să nu poți să mergi singur. Zice, dar nu-i dă mai multe amănunte. Bătrâneți. Și așa s-a întâmplat. Deci când vreau romanii să-l omoare, toți din jurul lui i-au spus, hai domnule, și au vrut să-l scoate din Roma. Păi știi că Petru a zis, nu, s-a întors singur. Pentru că și-a adus aminte ce a zis Iisus. Și Petru nu mai vrea să trăiască. De aceea și spus din semn de respect pentru Iisus, nu ca pe învățătorul meu. Și fraierii l-au pus cu capul în jos. Culmea, au respectat dorința, pentru că le convenea și lor. Deci vezi, o să ți se pară curios. Fiecare atom în parte are și plus și minus. Dacă nu mai are minus, atomul ăla nu mai e atom. E altceva. Fiecare atom în parte, la rândul lui, e format din quarkuri, din mezoni, nu mai e atomul, nu mai e particula indivizibilă, știi? Și atunci iar mă întorc la Eminescu și spun cum spunea el, zice, dom'le, și unde ajunge nu-i hotar, nici ochi spre a cunoaște. Și lumea încearcă din zadar, din golurea se naște. Deci,
Da, mă, e o chestie ciudată. Astea sunt procese imense, să știi. Și dacă va dispărea viața de pe pământ, să zicem, fraierii apasă pe butoane și unii și alții, da? Mă înțelegi? Mai devreme sau mai târziu, viața se va reface. Chiar există ideologii, mă zic, idei care spun că, de fapt, astronauții care vin de aici au plecat, de fapt, de aici. Bine, nu e obligat să crezi, da? Înțelegi? Dar au ajuns în alt stadiu de cunoaștere. Se folosesc de alte chestii, de alte. Dar e posibil ca, nu știu, eu așa am închipui, de când e Pământul, să fi fost foarte multe generații de oameni, cum ar fi oamenii care aveau nu știu câți metri, mai multe nații, și au ajuns la un nivel de evoluție în care s-au autodistrus. Pe urmă, planeta s-a refăcut și iar a reapărut viața, ce spuneai mai devreme. Da, și iar au început de la primitivi, la evoluție, s-au distrus. Cum au fost neioane făcute piramidele? Cum crezi tu că au fost făcute? Dumnezeu, e o problemă complicată. De ce? Pentru că sunt foarte multe ipoteze, foarte multe teorii. Și aia în care crezi tu, vreau să aud. Realitatea e că și nouă ni se ascund foarte multe. Știi că și ei fac, ei dacă au ajuns să cunoască, zice, să n-arunci mărgăritare la porți, că porții se vor întoarce și te vor sfârșia. Deci ne ține în întunerică și ne poate exploata, nu? A? Că noi suntem porcii. Să știi că la anumite niveluri se știu mai multe decât știm noi. Și frica atunci ar fi ca nu cumva să intre pe domeniul religiei, nu? Păi ne deșteptăm, ne credem Dumnezei și ne batem cu ei. Nu. Deci frica ar fi să nu se intre pe domeniul religiei și să omenirea să fie bulversată și să dispară credința, nu? Ei creează tot timpul furtuni într-un pahar cu apă, dezbinări. Și sunt oameni care gândesc chestia asta, sunt oameni care sunt plătiți pentru asta. Să găsească gulgute credibile cu care să înțelegi că noi suntem sentimentali, să ne speriem. Nu vezi că ne-au prostit cu 7 valuri? Da, cu... da, lasă-le, dar zi-mi cum crezi. Uite, eu o să spun pe post acum că mi se fâlfâie. Eu n-am cumpărat în viața mea o mască. De unde dracu să cumpăr eu măști? Ce, eram tâmpit să dau bani? Poate n-aveam bani să mănânc și dădeam bani pe mască, că bă, ajungeam de băteam de licenii să îndeai măști. Nu, nu pot să fac așa ceva. Am luat măști, selectam măști mai curate, nu le luam nici pe alea cu ruși, că zic, mă vede fraierul cu ruși și zice că sunt pulanciu și trebuie să-l bat, nu? Că sunt măști cu ruși, bă, da? Și luam și eu măști mai curățele și le puneam pe bot, să nu mă cer cu fraierii. Că ce da, puneți masca. Și, da, și uite că n-am nici păr dracu. Da, e un alt subiect. Dar zi-mi, cum crezi tu că au fost făcute piramidele? Hai să-ți spun o glumă bună. Coandă, Henry Coandă nostru, a spus că dacă există gravitație, există și antigravitație. Adică dacă există bun simț, există și nesimțire, nu? Păi și Dirac a creat chestia asta. Vreo 20 de ani toți savanți s-au certat să împărțiseră în două tabere, fraieri. Unii spuneau că fotonul e corpuscul, unii spuneau că fotonul e numai undă. Și a venit Dirac și a făcut pace între două dobitoace, ca la grădiniță, nu? Ci nu, fraierilor, v-aș gândi că e posibil să fie și una și alta. Ei, eu vin și spun că, de fapt, fotonul nu e una și alta, sunt trei în unu, e ca la NES. Are și lapte și zahăr. Are de toate. Da, pentru că uite ce se întâmplă acolo unde e plus și minus, e și câmp electromagnetic. Că altfel n-ar mai exista dacă dispare minusul sau plusul. Pe altfel se rupe și se sparge totul. Se sparge fotonul și fotonul încetează să mai fie ceea ce e. Bun, frumoase explicații, dar nu pot să-l las. Cum au fost făcute piramidele? Părerea ta. Cu ajutorul antigravitației. Peste... E un truc pe care noi nu l-am înțeles. Hai să o luăm altfel, să o luăm băbăște. După ce îi învață vreun an de zile Iisus pe ucenicii lui să facă așa, îi trimite până lume. Fraierilor, faceți tot ce v-am învățat eu. Și vin fraierii înapoi. Îmi cer scuze că îi spun fraier, pentru că oricum nu erau în raport cu... Știi că Iisus era cel mai mic de vârstă dintre ei?
Nu știam. Vă spun eu că era cel mai mic de vârstă. Petre era cel mai în vârstă. În fine, unul era doctor. Era... Și vin și zice, dom'le, avem două probleme. Eu zic, fraile, care sunt problemele voastre? Și dom'le, am întâlnit și pe alții care fac tot ceea ce facem noi. Ăștia cum să-i luăm? Dușmanii noștri sau prietenii noștri? Și Iisus întrebă simplu, în numele cui fac ei ceea ce fac? Păi ce, în numele Creatorului? Păi și tu ce dracu a fost cu ei, mă? Îți a rezolvat-o ca la grădiniță, băi. Pace, pace între două dobitoace, nu? Că ne-a jucat, că, bă, acum. Dar zice, uite, l-am întâlnit pe fraierul ăsta, pe legiune. Ăsta are roșu, niște draci în el. Și nu reușim să-l facem bine. Nu reușim să facem nimic. E imun la vrăjeala noastră. La toate trucurile, nu? La tot ce ne-ai învățat. Și vine Iisus, se apropie de praia și drăgușorii încep. Și stai, Dumne, că noi n-avem nimic cu tine, că noi am auzit de tine și bla bla bla, adică vor să cadă și ei la pace, nu? Și Iisus zice, pașol la turbinca, acum folosesc o vrăjeală cu care a prostit Rusia tot în Rusia. Cu Ivan Turbinca, imaginați. Și toți dracii sunt trimiși într-o turmă de porci, turma aia de porci cade într-o pupastie, mor toți fraierii. De-aia mulți pocăiți nu mănâncă carne de porc, căci când i-a intrat dracul, cu copit la despicat, aiurea, prostă. Bun. Și vine Iisus și le spune ucenicilor, băi, fraierilor, bine, nu vă spun, nu că n-ați putut, n-ați știut cum să face. Asta se face numai prin post și prin rugăciune. Adică cum poți să-ți cunoști limita ta dacă nu faci puțin foamea? Să vezi cât reziști, să nu halești. Eu am prostit o cameră întreagă, 5 zile n-am mâncat, n-am băut. După 5 zile, că șeful de cameră disperat a bătut în ușă. Dom'le, stă, vrea să moară. Vine milițianul. Dom'le, ce faci? Cum ce fac? Declarare refuz de hrană. Băi, ce-am zis eu ceva? Nu, dom'le, nu am declarat niciun refuz de hrană. Păi zic, și stai puțin să ne înțelegem. Ți-am zis eu ceva, te-am căutat eu. Nu te-am chemat eu. Stai de vorbă cu cine te-a chemat. Am sorry. Ăsta disperat că îl depășea situația, îl cheamă pe locuitorul comandantului. Vine ăla cu aere, cu figuri, cu băi, ușor, cu așa că nu ține, știe, poate faci un atac de corp, poate faci un atac cerebral. Lasă-o dreptului, nu mai da nazism. Băi, n-am nicio problemă. Tu ai o problemă. Mă lasă în pace toată lumea. Și toți s-au subordonat, pentru că au înțeles că nu pot face ce fac eu. Și ne-a mai dat educatorul un concurs, am participat la concurs, l-am câștigat pe penitenciar, ne-a dat o oră televizorul. Și când a adus televizorul, a venit și educatorul, și a zis, ia scoateți televizorul că vrem. Adică vă bateți joc de noi, ne-a adus televizorul când e o emisiune de căcat. Și ăia se uitau la televizor, parcă erau și hipnotizați. Nu înțelegea nimeni nimic, dar se uitau la televizor. Apropo, am avut un scandal monstru cu o doamnă, postă soție de ministru, în fine, om tare, înțelegi, care mi-a dat un telefon, primul telefon pe care l-am avut eu pe Facebook, tot un Samsung, și la un moment dat îmi spune, zice, dom'le, am fost la Ateneu. Și l-am ascultat pe Paganini, de muzica lui, da? Și cum sunt eu tâmpit, zic, și l-ați înțeles? Păi eu am făcut 5 ani de vioară, pot să pun întrebarea asta, nu? În prima fază, femeia s-a simțit ofensată. Pentru că o pusem afon, ăsta e realitatea, și femeia a înțeles. Și după vreo două săptămâni, mi zice, da, dom'le, ai dreptate, da? Suna frumos. Bă, lasă-o dreptul, minte-mă frumos. Păi Paganini din asta a trăit. Toate gagicile s-au tras-o cu el, sperând că vor deveni și ele violoniste și îl plăteau să le învețe să cânte la vioare. Am să fim serioși că mă punește și râsul. Păi și naisul nostru. Ce-a făcut în Franța școală de naia, a câștigat-o cu căruță de bani. I-a investit prost, i-a pierdut fraierul pe care l-a pământ. Dar oricum niciunul dintre ei n-a devenit naist.
Uite, sunt români de ai noștri și români cei la noștri care cântă la Nai Superb și n-au făcut școală. N-au făcut școala lui. Deci, dom'le, mai e o chestie. Trebuie să ai și nativ în tine. De ce vorbesc eu de ego și superego, de 3 în 1? Dacă nu ai moștenire genetică și genele alea când s-au împerecheat, știi, dacă n-ai moștenit gene bune, cum vrei tu să fii bun? Și apropo, știi că în Biblie spune că n-ai voie să-i spui un om nebun că e păcat în fața Duhului Sfânt și e păcat de moarte? Pentru că nebun, literar, înseamnă negație, nu, bun. E bun. Adică echilibru. Păi și atunci nu cumva întrebarea e să folosești de nebun ca să pare ei băieți buni? Hai să facem un joc psihologic, da? Ăsta-i dracu, da? Și ăsta-i Dumnezeu. Corect? Jocul ideatic. Îți dau voie, ideatic, să-l desfințezi pe unul dintre fraieri. Pe care îl desfințezi? E un joc, nu e o realitate. Cumva dacă desfințezi pe unul dintre ei, rupem echilibru și nu știu dacă afectează existența noastră. Că unul fără de celălalt... Vezi, atent. Vezi că ai intuitul. Când ți-am spus eu că ești inteligent, îl distrugem pe dracu, da? Că e dracu. Păi ăsta, ce mai e? Care mai e rolul? Nu mai e nici bun. Nu mai e. Da. Că nu mai are termen de comparație. Așa e. Bun, mișto ăsta, mi-a plăcut. Bravo. Hai să mai spun o chestie. Nu e. Acum mă ridic eu ștacheta, da? Eram puști, eu de puști, am studiat cu extraterestri, am studiat... Stai că intrăm în ăsta. Și fii atent că e o chestie frumoasă. Am scris o poveste imaginară, așa. Pui că vine o navetă spațială, grâm, mă înțelegi, pac, și se strică ceva pe acolo. Și brum, trebuie să aterizeze. Dacă când aterizează, aterizează lângă o peștere unde se ascunsese fraierii, să nu-i plouă, să nu-i așa, mă înțelegi. Și aia când îi vede, mă înțelegi, auleu, manitul sau cum o fi, ei, mă înțelegi, și fug de rup picioarele. Acum, acolo erau unii care erau specialiști în tehnică și unii care erau specialiști în faună, în floră, în literatură, mă înțelegi, și ce le zice aia care trebuia să repare nava? Băi, voi duceți-vă așa, vedeți ce mai culegeți așa, că noi trebuie să reparăm nava. Ăștia erau umaniștii, mă înțelegi, și aici rămân realiștii. Bun. Ăștia pleacă și vede pe aia, scribuliți, mă, le era frică să mai vină în peșteră, făceau foamea și... Și unul îi șterge, zice, stai lume, ia, că stomacul îi conduce. Bun. Și scoate un laser, pușcă că omoară o căprioară, mă înțelegi, face foc, mă înțelegi, o prăjește și mirosul, mă înțelegi, îi îmbie. Și ăștia zice, măcar să murim, dar mărim cu stomacul plin, nu? De-aia își fac provizii fraierii că vine războiul, să nu mă arăt cu stomacul gol. A? Bun. Și, mă înțelegi, ăștia se depărtează ca să-i lase pe ăștia să ciordească și ăștia zice, mamă ce tari, ăștia mănâncă, mamă ce bune. Wow, mă înțelegi? Și în final nu se mai feresc, încep, zice, mamă, zeu bun. Bun. Repara fraierii nava, da? Și coboră, ce faceți, bă, aici? Păi ce le-am făcut fugurile? Băi, sunteți stâmpiți, băi. Băi, ăștia nu vor mai descoperi niciodată focul, așteaptă să mai venim noi să le facem focul. Băi, lasă-i să-l descopere singur și calcă în picioare focul, da? Și-l strică. Ce zic fraierii? Ăsta-i dracu. Ăsta-i mai puternic decât Dumnezeu. Păi, bă, simplu ca la grădiniță. N-am publicat niciodată lucrarea asta pentru că mi se pare de crucat. Și apropo, am mai scris odată un crochiu de filozofie, elitele și elitismul, da? Păi toate elitele au creat plafoane. El a ajuns la slănină, da? Ca sasul, că e înalt și ajunge la slănină, nu? Știi la ce sas mă refer, nu? V-am spus că am citit două cărți în viața mea. E președintele nostru, a ajuns la slănină. Și tot taia din ea. Bun. Ce mamă, ce am
pas cu pas a ajuns. În urma ei, da, bun, mă bunește și pe mine râșul, pentru că îmi dau seama, dom'le, ne reîntoarcem la ceea ce vreau să spun. Dom'le, totul e cum vrem noi să fie. De-aia și stau NATO, stau, să vadă cum se sortează apele. Deci, și în final vor veni și spune, facă-se voia poporului, vox populi, vox dei. Hmm? Că avea dreptate și al manahe, joc de glăjne. Bun. Dom'le, cumva se face că omenirea dintotdeauna a fost condusă prin frică. Și cred că viitorul nostru de acum încolo la fel va fi, tot prin frică, supunerea asta prin frică. Cum vezi tu? Adică eu întotdeauna am promovat pe toate rețelele mele și le-am spus oamenilor, feriți-vă de TV, de știri, de toate aceste lucruri nocive, pentru că frica folosită la modul exagerat îți blochează creierul. Nu te mai poți gândi pentru viitor, o să gândești în prezent, bazându-te pe acele scenarii pe care tu le auzi și îți creezi alte scenarii care poate nici nu se vor întâmpla. Știai tu cum că, vezi? Știi că frica îți distruge și imunitatea? Cea exagerată. Da. Că eu îți dau un exemplu în care frica este pozitivă. Frica te inhibă. Nu în totalitate. Dom'le, stai puțin să nu înțelegi. Stai puțin să nu înțelegi. Și eu am postat chestia asta. Dar am spus că cele două motoare care conduc omenirea sunt frica și curiozitatea. Hai să-ți dau un exemplu. Toată lumea mănâncă borș și mănâncă rahat și îl mănâncă bine. Spunând că Einstein a inventat teoria relativității, da? Ei, nu e adevărat. Și cine a fost primul care a emis teoria relativității? Și pe bune, fără ștouri, fără vrăjeală. Da Vinci. Nu, Petre. Culmea, nu Iisus. Ci Petre. Spune în epistola a doua, adevărat, vă spun vouă, că o zi pentru Dumnezeu e ca 1000 de ani pentru voi. Deci iată că sunt timp diferiți. Deci pentru prima dată când cineva face un raport strict matematic cu timpul. Când eu am spus că de fapt timpul nu are nici început, nici sfârșit, nici... Măsurile îi le dăm noi. Cum vrem noi. Deci primul care a emis prima teorie a relativității, a relativității timpului, da? Da, da, da. E Petre. Einstein a avansat, nu e prost. Einstein a fost în felul lor, știi ce înseamnă Einstein? Nu. O piatră. Cum era Petru. Nu? Cum l-a declarat Iisus. Să nu arunci piatra. Bun, ne întoarcem la... Iadă. Einstein o transformă în teoria liniară, în teoria plană. Ce nu dăm, stai puțin, că nu e așa, că nu mă înțelegi. Și disperat de viață, pentru că el nu era matematician bun, nici el lui Grazman. Dom'le, fă-mi o ecuație matematică, vitamina, da, e faptul ăsta, am mai spus. Și Grazman îi face, e egal cu MC pătrat, da, corect? Ei, și asta e bună, e superioară lui ceea ce a zis Petru. Dar nu e adevărul. E doar un stadiu de evoluție. Adevărul e că e egal cu MC la a treia, că e în spațiu. Deci nu e în plan, e în spațiu. Tu îți dai seama câte energie într-un gram de materie? Și hai să o luăm altfel. Faceți un calcul matematic, că tot, eu sunt prost, eu nu știu nimic. Ia vedeți, o zi și cu 1000 de ani, nu cumva o să obțineți viteza luminii? Apropo, eu spun despre mine că prin modul de gândire, eu nu sunt niciun soare, nici o planetă. Eu sunt o cometă. Ies dintr-un univers și într-un altul. Că îmi spun fraierii, păi dom'le, stai că trece de la Ana la Caiafa. Păi da, așa fac. Pentru că am viteză. Dar viteză de gândire, procesorul meu merge.
pentru că ei nu-l folosesc. Funcția întreține organul. Dacă nu gândești, nu gândești. Dar ai un superordinator. Am mai spus, sunt vreo 15 miliarde de neuroni. Fiecare neuron e un circuit integrat, nu e un tranzitor. E mai mult decât un tranzitor, e un circuit integrat care are mai multe conexiuni. Și fiecare are 16 biți, da? Păi dacă îi sumezi vectorial pe toți, nu-ți dai seama că poți să-i spui soarelui din cer să se stingă și să stinge? Pe asta nu o spun eu, a spus un câștigător al premiului Nobel. Însă și fotonul, tot un câștigător al premiului Nobel a spus, că e un tren. Primul e locomotiva, e infraroșu, roșu, războiul. Dă-i bă, Putin, bang, nu? Și ultima e violetul. Dacă privești lumina din coadă, o vezi spectru, o vezi în violet. Dacă privești în față, o vezi roșu. Și vezi roșu în fața ochilor, ca bău, ca tavăr. Nu e glumă. Și apropo, ne întoarcem iarăși la chestia aia. Chiar și un academician spunea, dacă pui un zero și îl ridici la orice putere, el tot în unitate, zero la orice putere, e tot zero. Zero. Da. Dar cine va recunoaște că e zero? Uite, am să spun un lucru care e nostru. Definiția asta n-am dat-o, eu a dat-o finul meu care a murit, Dumnezeu să-l ierte. Discutam cu el, că normal, discutam. Și ce bă, neluțule, fii atent aici. Sunt unii, sunt doar un punct, au o singură idee. Da? Trăind în cercul vostru, strâmb norocul pe petrece. Că și eu în lumea mea mă simt nemurit. Bun, circumferința cercului la un punct e mică? Deci un punct, când studiază ce nu știe, ce mamă, ce puțin nu știu. A? Dar cu cât îți mărești bagajul de cunoștințe și mărești cercul, ceea ce nu știi pare o infinitate. Mai mult. Și zici, Doamne, ce prost sunt! Vezi paradoxul prostului și paradoxul omului inteligent. Ăla inteligent zice că e prost și ăla prost zice că e inteligent. Băi, dacă îți spun că suntem la grădiniță, deci, din punct de vedere al evoluției umane, suntem la grădiniță. Și a mai venit și crocul ăla cu teoria maimuțelor, care? Cu ne tragem de maimuță, și normal că fiecărui fraier e pum, pum, pum. Oameni frumoși, cam atât pentru astăzi, din acest episod, al doilea episod. Vom filma și al treilea episod, acolo vom atinge niște teme interesante, univers, religie, Dumnezeu, necuratul, extraterestri. Deci avem nevoie de voi în această luptă, în a avea continuitate, pentru că fără voi am fi nevoit să închidem canalul. Așadar, transmiteți mai departe, abonați-vă și ne vedem cu domnul Ioan la episodul 3. Vă pup și Doamne ajută!